părinților la Europa FM. Bună ziua, părinți, bună ziua, copii, sunt Mirela Retegan și astăzi vă pregătesc o surpriză. Voi eu cu mine în călătorie și nu vă duc așa aici aproape, la Brașov, la Constanța sau la Satu Mare. Vă duc peste mări și peste țări, acolo unde trăiesc români pe care eu îi cunosc, care îmi sunt foarte dragi, pe care i-am întâlnit în anii trecuți, în care puteam să merg cu Gașca Zurli să mă întâlnesc cu comunitățile românești din diasporă. O să vă duc cu mine în mai multe colțuri ale Europei și o să vorbim cu prietenii mei de acolo despre cum se întâmplă lucrurile în viața lor. Prima noastră escală o facem în Danemarca. Ne ducem la Copenhaga, unde prietena mea, Andreea Grădinar, soția ambasadorului, mama a două fetițe înainte de orice, este acum în direct cu noi. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața, Mirela, ție și ascultătorilor tăi de astăzi. Mă bucur foarte, foarte mult să te revăd, mai ales că în ultima perioadă, din păcate, trăim din amintirea a ceea ce a fost și mai puțin a ceea ce este în prezent. Însă, important este totuși să rămânem sănătoși și să depășim cu bine acest moment care, în Danemarca, să fiu sinceră, nu a fost chiar atât de greu de suportat, cel puțin în anul trecut. Lucrurile s-au mai schimbat puțin acum. Începutul de an ne-a prins cu învățământul online, ceea ce în Danemarca anul trecut nu s-a întâmplat. Deci copiii au mers la școală în stilul clasic. Ați avut un 2020 aproape normal. Aproape normal, dar primul lockdown a fost în martie, dar au reușit să iasă cu foarte mult succes și foarte repede din el, după doar 5 săptămâni. Totul a decurs normal, chiar a depășit pe alocuri așteptările experților. Dar ați intrat într-un nou lockdown la începutul acestui an. Da, este de fapt unul care a fost decis încă de la mijlocul lunii decembrie, imediat după Crăciun. Deja foarte, foarte multe persoane erau testate pozitiv, ajunseseră la un număr record de 4300. Ei erau obișnuiți cu câteva sute maxim. Și atunci premierul danez, care este o doamnă și care este cumva așa apreciată pentru stilul ferm în care a gestionat această criză în cursul anului trecut, ea a decis că este timpul pentru un nou lockdown. Dar de data asta a fost puțin mai delicat. Era în plină iarnă, nu știu, să petreci timpul în afară, în aer liber, era destul de greu de realizat, pentru că era și foarte frig. Spre deosebire de alți ani, în Danemarca, anul acesta au fost și minus 17 grade, lucru nemai întâlnit, pentru că aici, de obicei, temperaturile nu coboară sub zero. De aceea spun că a fost greu, chiar și eu m-am lovit de În acest moment, cum stau lucrurile la voi? Aprilie 2021. Deocamdată, în momentul acesta, epidemia este sub control, ceea ce a permis autorităților de la Copenhaga să înceapă un plan etapizat de relaxare a măsurilor de lockdown. Iar astăzi este o zi importantă pentru elevii din ciclul 5-12, pentru că ei revin pe băncile școlilor după o perioadă îndelungată de învățământ online. Aveți magazine deschise? Aveți voie să circulați seara după ora 22? Magazinele sunt deschise, dar este doar de dată recentă, de când s-au deschis. Ele au fost închise după Crăciun și doar de curând, de acum vreo două săptămâni, s-au redeschis, însă nu și mall-urile. Acestea se așteaptă să se redeschidă undeva prin 21 aprilie. Spectacole? Nu, nici spectacole, din păcate nu, și asta este oarecum o altă etapă care este undeva tot așa la orizontul de timp aprilie. Sunt câteva... Eu cred că noi, Andreea, eu cred că noi venim la Copenhaga înainte de a avea spectacole în România. Da, este posibil, însă trebuie să vă avertizez un lucru, că ei totuși au aceste măsuri de redeschidere a societății, însă au și un, cum să spun eu, o măsură de precauție pe care doresc să o introducă. Este o aplicație
pe care o elaborează, care nu există încă, dar în luna mai va fi cumva dată în funcțiune, este o aplicație tip pașaport COVID. Și fiecare persoană va beneficia de acest tip de pașaport și la orice intrare într-un muzeu, într-un restaurant, practic tu vei fi obligat să arăți acest pașaport. Deocamdată nu există aplicația, însă chiar și așa, astăzi s-au redeschis frizeriile. Și aplicația asta ce spune? Că eu nu sunt purtătoare de virus. Da, practic îți spune dacă ai fost vreodată testat pozitiv, dacă ai vaccinul și dă niște elemente, niște informații legate de starea ta de sănătate, istoricul tău COVID, ca să spun așa. Dar, repet, deocamdată ei merg foarte mult pe ideea de testare. Deci, puteți să călătoriți? Poftim? Puteți să călătoriți? Asta depinde foarte mult de regimul pe care îl introduc alte țări. De exemplu, în Suedia am avut un episod dramatic, era a treia tentativă de a ajunge în România după Crăciun. Am încercat la Crăciun, nu s-a putut, după care am avut trei tentative, stăteam cu bagajele făcute în casă și așteptam să plecăm. A treia oară urma să zburăm de la Malmö din Suedia și la frontieră nu am fost pur și simplu lăsat să trecem, pentru că introduseseră la începutul anului autoritățile suedeze o interdicție pentru cei care erau rezidenți în Danemarca. Era acea mutație britanică care era foarte răspândită în Danemarca și așa au înțeles suedezii să se protejeze de acest virus. Și practic, chiar dacă voi face tranzit. Chiar dacă voi erați reprezentanții ambasadei României în regatul Danemarcei și chiar dacă nu s-a ținut cont, nu? N-a interesat pe nimeni. Nu. Bine, întâmplarea face că până la urmă am reușit să găsim o mică portiță, tot cumva pe site-ul poliției suedeze, am găsit un link care nu era actualizat. Iar acolo era menționat într-adevăr staful consular și diplomatic, însă ei se refereau la cel acreditat în Suedia, însă nu era actualizată informația și pe această mică fereastră așa am adică nu e simplu. Nu e simplu să pleci de acolo, să intri în momentul ăsta în Danemarca. Nu este, dar nici nu este părerea mea atât de greu. Totuși sunt niște măsuri pe care ei le iau și sunt, poate pentru unii pot părea destul de draconice, însă e vorba de un test pe care trebuie să-l faci înainte de embarcarea cu destinația Copenhaga. El nu trebuie să fie mai vechi de 24 de ore, trebuie să fie într-o limbă de circulație internațională, iar când vii aici, din România, de exemplu, ești obligat să rămâi în carantină minim 4 zile când poți repeta testul. Anul cum o să fie? Cum o să fie Paștele vostru? Așa. Paștele nostru va fi departe de casă, însă totuși pe pământ românesc. O să-l facem aici la reședință și probabil o să ne adunăm toți colegii din ambasadă, cum o facem la fiecare aniversare, și ne bazăm și contăm unii pe alții, să nu ne lăsăm nici la greu, nici la bucurie. Deci probabil că vom face aici și nu știu. Sper să avem o vreme mai bună, pentru că Paștele Catolic a fost înfiorător, a fost o vreme urâtă. Îți mulțumesc mult, Andreea. Cu mult drag. Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp și că ne-ai povestit cum este viața oamenilor din Copenhaga, pentru că sunt foarte mulți români care trăiesc acolo și familiile lor ne ascultă aici la Europa FM. Te îmbrățișez cu drag și abia aștept să ne reîntâlnim. Sunt sigură că mult a fost puțin a rămas. Am așa eu un feeling. Un feeling. Așa să fie. Sărbători fericite, pupă fetele, îmbrățișează toți românii cu care te întâlnești de la distanță încă și abia aștept să ne revedem. Și eu la fel. La revedere. Te îmbrățișez cu drag. Fericite. Andreea Grădinar este soția ambasadorului român la Copenhaga și este mama a două fetițe absolut superbe pe care am avut șansa să le cunosc cu ocazia unui spectacol pe care noi l-am avut acolo. Din Danemarca ne ducem într-un alt loc să vedem cum trăiesc în acest moment românii noștri plecați în țări străine, ce se întâmplă
acolo și care sunt dificultățile cu care ei se confruntă. Antrenorul părinților la Europa FM. V-am promis o excursie astăzi și v-am promis că mergem în călătorie să ne întâlnim cu oameni dragi împrăștiați prin toate colțurile lumii. Am fost în Copenhaga și ne oprim un pic mai jos în Germania, unde vorbim cu Cristina Roșca. Este prietena mea, este teacher la o școală privată de acolo, de lângă Hamburg, și este o femeie absolut extraordinară cu care mă bucur să mă văd măcar așa pe Zoom. La mulți ani, că e ziua ta! Mulțumesc! Da, chiar e ziua mea. Tu n-ai știut când ți-ai propus excursia, că asta e o surpriză suplimentară. Dar o să vin la ziua ta. Cristina, îmi doresc foarte tare pentru ascultătorii Europa FM să aflăm de la tine cum stau lucrurile pentru voi acolo în Germania. Efectiv, cum e viața voastră acolo? Nu e ușor. Noi suntem în Germania de numai 2 ani și ceva și un an și ceva dintre ăștia doi am petrecut în situație de pandemie. Ne-am mutat aici plecând de la Shanghai, știi povestea noastră. La Shanghai am locuit aproape 20 de ani, fetița mea mai mică e născută acolo. Deci, noi chinezii ne-am mutat dintr-un oraș enorm, care are cam populația României, într-un sat în care, împreună cu câinele nostru, acum suntem vreo 800 și 4 inși. Deci, am făcut așa o schimbare radicală a stilului nostru de viață și am venit fără să fim foarte pregătite din punct de vedere, de exemplu, al cunoașterii limbii. Sigur, eu îmi cunosc foarte bine meseria și o fac cu bucurie și, plăcere oriunde m-aș duce. Relația mea cu copiii e la fel de importantă cum este relația ta cu copiii, știi? Asta ne este nou motorul. Faptul că știi? V-ați mutat într-un oraș, într-un loc mai mic, într-un oraș într-un cu sat, puțin, într-un sat, microsat. V-a ajutat în perioada asta de restricții sau din potrivă? A fost extraordinar de bine că locuind într-o comunitate foarte, foarte mică, am putut în continuare, fetița mai mică a putut să iasă în continuare pe afară, să se joace, am putut să ieșim în continuare la plimbare și să facem lucrurile astea mici și obișnuite ale vieții de zi cu zi, fără foarte multe limitări, dar nu este deloc ușor. Ce n-aveți voie să faceți? N-aveți voie să călătoriți? Da, nu avem voie să călătorim. De exemplu, noi suntem acum într-o comunitate care e cam la o jumătate de oră de condus spre sud către Hamburg. Și au fost perioade în anul ăsta în care, dar ne aflăm într-o altă zonă. Deci este considerat un fel de alt județ, știi? Într-o altă zonă administrativă. Și au fost perioade în care între Hamburg și zona Schleswig, unde locuim noi, a fost interdicție de trafic, de exemplu. Nu puteai să treci, nu te lăsau. Da. Da. De fapt, nu, chiar acum mă uitam pe niște pe niște mesaje pe care le schimbau între ei niște prieteni de la Hamburg. Zilele astea la Hamburg se fac controle destul de frecvente cu poliția pe stradă. Deci cred că zilele astea, dacă mi-aș propune să mă duc o fugă cu mașina până în Hamburg și să duc copiii în parcul central, probabil că chiar m-ar opri și m-ar întreba. Și ce ți-ar până face? Acum nu mi s-a întâmplat. Și ce ți-ar face dacă te-ar opri, te-ar întreba și ai fi acolo? De exemplu, ai mai plecat în România pe 9 martie și în aeroport, pentru că am ajuns destul de devreme, ședeam cu ei, nu era nimeni
în preajmă și ședeam cu ei în aeroport și îmi scosesem masca să respir ca oamenii normali și să vorbesc încă 10 minute cu ai mei, după ce petrecusem o zi întreagă cu masca pe față vorbind la clasă. Știi? Și chiar am avut nevoie să-mi iau o pauză. Și au venit la mine polițiștii din aeroport și m-au atenționat cu foarte mare seriozitate că trebuie să-mi pun masca pe față pentru că este o regulă și va trebui să o respectăm. Ai tăi au venit la tine după un an de zile în care nu v-ați văzut? Ai mei au plecat de la mine, deci au fost la noi anul trecut în februarie, au plecat și au intrat, am intrat cu toții direct în pandemics. După aceea am rămas fără să ne vedem până în octombrie. În octombrie în Germania erau cam 2000 de cazuri pe zi, situația părea să se fi îmbunătățit mult peste vacanța, în timpul vacanței de vară. Și m-am gândit să-i invit să vină pentru o vizită. Și au rămas aici până în martie. Am fost norocoși. De fapt, nu s-a mai putut pleca, s-au suspendat foarte multe zboruri. Tata a fost și un pic bolnav în decembrie și nu i-am putut lăsa să plece, dar nu asta a fost punctul cheie. Am cumpărat de două ori bilete de avion și zborurile n-au zburat. Am înțeles. Flight-urile alea au fost canceled. Școlile funcționează? Cum merg copiii? Este complicat. N-am avut noroc, pentru că peste vară a fost un pic mai bine. Am început școala firesc, cu foarte multe limitări, dar la clasă. Și am reușit să rămânem la clasă până în momentul în care am primit vacanța de iarnă. Deci pe 18 decembrie ne-au trimis acasă în vacanță, așa cum era prevăzută vacanța, după care am intrat direct în lockdown. Am fost în lockdown 13 săptămâni, după aceea ne-am întors la clasă pentru 2 săptămâni, numai pentru ciclu primar și clasele absolvente, deci clasele cu examene. Și după cele 2 săptămâni, cifrele deja crescuseră foarte mult și am intrat într-un sistem alternativ, unde o jumătate de clasă venea o săptămână și o jumătate stăteau acasă. Așa ne-am chinuit până la vacanța de primăvară, deci încă vreo 2 sau 3 săptămâni, nu mă amintesc exact. Iar acum suntem într-o scurtă vacanță de primăvară, până către jumătatea lui aprilie și apoi vacanța asta era prevăzută, da? Deci așa era ea în calendarul nostru școlar și după ce se termină vacanța vom vedea dacă ne putem întoarce cu toții la școală sau nu. Miruna, de exemplu, care e clasa 5-a și deci care este considerată neprioritară, da, este un an de studii neprioritar, dacă poți să-ți imaginezi așa ceva. Deci, tocmai început gimnaziu, primele experiențe de învățare independentă. Am învățat mai mulți profesori, mai... Da, cu profesorii, cum știi ce înseamnă schimbarea de la primar la gimnaziat. Iana mai umbla la școală de când am luat vacanță de iarnă. Cât de tare crezi că sunt afectați copiii, Cristina, de tot ce s-a întâmplat? Foarte tare. Copiii mei, când le-am spus, după ce ne întorsesem cu toții la școală și eram super happy că ne vedem în continuare de treburile noastre și a trebuit să le scriu părinților și să le spun copiilor că ne întoarcem iarăși la jumate acasă, jumate la școală, o nebunie dragă. Copiii au plâns. Deci am avut în clasă copii care pe loc s-au pus pe bocit. Le este foarte greu. Pentru că, da, noi și învățăm foarte multe lucruri la școală și eu sunt o tipă distractivă și e super fun, dar pentru ei e important că sunt împreună, că se văd între ei, că... Nu știu, pentru mine copiii sunt efectiv eroi reali, adevărați și puternici ai acestui experiment. An.
Este, da, nu știu dacă e un experiment sau, dar este un challenge pe care, din punctul meu de vedere, copiii l-au străbătut și îl străbat încă, efectiv într-o stare de incredibilă capacitate de adaptare, readaptare. Doamne, le-am dat reguli, le-am făcut interdicții, le-am schimbat regulile. După aceea le-am spus că regulile dinainte nu erau totuși așa ok, ci că vrem unele noi. Doamne! I-am lăsat să se joace împreună și după aceea le-am zis că nu mai au voie să se joace împreună de la o zi la alta. Așa, cu câteva zile înainte să se termine școala și să luăm vacanță, mă uitam la ei mâncând la cantină, noi mâncăm încă la cantină în niște condiții super complicate, nici nu vreau să-ți explic cum e să duci copiii la cantină încă. Și mă uitam la ei, în sfârșit ședeau la mese și mâncau, Mirela, în liniște. Asta se întâmplă în Germania. Da, în liniștea aia a copilului în sfârșit înfrânt. Știi? Aha. Dacă ai văzut vreodată copii șezând împreună și mâncând la masă... În liniște. În liniște. Asta nu e un semn bun. mi-au frâns sufletul, știi? Și, da, e greu. Iar asta se întâmplă într-o școală internațională din Germania. O școală privată, o nu școală mare. Nu în Cucuieții din Deal, din județul Botoșani. Nu. Ăsta a fost scopul meu cu această emisiune, să vorbesc cu voi, românii noștri, pe care eu vă cunosc și în care cred, despre ceea ce trăiți cu adevărat acolo, în țările acestea, la care noi ne uităm peste gard și credem că sunt câinii cu colaci în coadă. Nu, nu e niciun colac! Și pentru mine anul ăsta a fost super, super dificil. În ultimele două luni de zile, spre exemplu, mi-am făcut și refăcut planurile de lucru cu copiii, cred că de 10 ori. Cristina, pentru că nu poți să lucrezi, știi? Nu poți să lucrezi la fel când îi ai în fața ta și atunci când nu îi ai în fața ta. Și săptămâna asta îți faci planurile și zici, ok, săptămâna viitoare vin toți la școală, super, super, prindem un moment de respiro și învățăm împreună. Și peste 10 minute ți se spune, nu mai vin la școală. Eu cu tine trebuie să fac o emisiune întreagă despre cum e să fii teacher în România, fată de profesori din Buzău, să ajungi în China, să predai acolo, de acolo să te duci în Germania. Nu, trebuie să discutăm pe larg toate aceste lucruri, dar te las astăzi pentru că este ziua ta, pentru că ți-au pregătit o surpriză. Îți mulțumesc din toată inima și abia aștept să ne revedem sănătoase, bucuroase și să ne putem strânge în brațe. Să aveți sărbători frumoase, Cristina! Mulțumim frumos! Mă bucur foarte mult că te-am văzut și mai vorbim! Te îmbrățișez cu drag! La revedere! Cristina Roșca este o româncă din Buzău care trăiește în acest moment undeva în Germania, unde predă la o școală internațională, are două fetițe superbe și împreună cu cățelul lor fac aproape 800 de oameni în comunitatea în care trăiesc ei acolo. Ne ducem mai departe pentru că v-am promis o călătorie. Vă duc în comunități în care românii noștri trăiesc în aceste vremuri în condițiile locului. Antrenorul părinților la Europa FM. Astăzi suntem în excursie, suntem în călătorie, acea călătorie în care n-am mai reușit să mergem de mai bine de un an de zile. Anul acesta se pare că vom mai aștepta puțin cu valizele în debara, dar iată că putem să călătorim așa prin intermediul emisiunii și să ne ducem să vedem cum trăiesc astăzi românii cu care voi v-ați mai auzit aici la Europa FM în urmă cu aproape un an. Ne ducem în Portugalia, unde e soare, e foarte frumos și Andreea Zahia, mămica celor doi supereroi, este în momentul ăsta împreună cu noi. Andreea, ne auzi? Da, foarte bine. Mulțumesc pentru invitație. Și chiar am un super erou astăzi care își sărbătorește ziua, cel mic face astăzi 5 ani. La mulți ani! Mulțumesc și e fascinat de Spider-Man. La mulți ani! Și cum sărbătoriți astăzi acolo la astăzi voi? La,
L-am lăsat astăzi la grădiniță ca să aibă cât de cât o petrecere de copii și vor cânta colegii la mulți ani. Voi duce un tort cu Spider-Man, după care o să facem un tort acasă, numai noi în familie, și sâmbătă îl sărbătorim cu trei copii. Trei copii, atât vi se dă voie? Atât am considerat, noi avem o singură familie cu care ne simțim în siguranță și ne respectăm reciproc foarte bine regulile și un prieten de la grădiniță, așa, în mod foarte, foarte restrâns. Am fost închiși până de curând. De 2 săptămâni s-au deschis școlile, grădinițele, 2-3 săptămâni. Ce înseamnă am fost închiși? Am fost în lockdown de la sfârșitul lui ianuarie, cu work from home fully, cu toate grădinițele, școlile, restaurantele, tot absolut închis, în afară de shopping și de spitale și de farmacii. De vreo 3 săptămâni s-au deschis școlile primare și grădinițele, iar de ieri gimnaziu, liceele și încet, încet terasele. Deci este o revenire la cât de cât normalitate graduală, așa, treptat. Spectacole, cinematografe? Nu, încă nimic, nu. Călătorii? Cred că după, nu, încă nu. Eu tot aștept cu valizele în gând, așa, virtuale, poate reușim cumva în vară să venim acasă. N-am mai fost de 2 ani. Cât de afectați crezi că sunt copiii de ceea ce s-a întâmplat anul acesta? Cred că au rezistat foarte bine aparent, dar chiar ieri am discutat cu educatoarea celui mic și mi-a spus că îi simte foarte agitați, foarte nestatornici și cu o capacitate de concentrare mult mai mică. Poate că este modul lor de a se manifesta după atât de multe restricții. În perioada în care am fost în lockdown, fetița cea mare, care este în clasa a doua, mi-a spus de nenumărate ori că îi lipsesc colegii. Ei îi place foarte mult să se ducă la grădiniță, are un grup cu care interacționează foarte bine și a resimțit foarte tare lipsa colegilor, lipsa vieții sociale. Aveți voie să ieșiți în Portugalia pe stradă, seara, să vă plimbați prin parcuri, să... Acum, de vreo 2 săptămâni. Până acum n-am avut dreptul decât la acele ieșiri strict necesare. Lucrăm în continuare de acasă și cred că vom prelungi până la finalul anului acest stil de lucru. Regim. Da. Cum o să faceți Paștele? Noi am făcut Paștele catolic pentru că suntem familie mixtă și am sărbătorit în acest weekend în casă, stând numai noi în familie, pentru că nu am avut posibilitatea să călătorim între localități. Familia soțului este destul de departe, locuiește în nordul Portugaliei și au fost restricții, tocmai pentru că s-a întâmplat așa de Crăciun și a fost o explozie de noi cazuri și acum au dorit să evite autoritățile. Deci am petrecut acasă, strict acasă, am ieșit așa în jurul blocului și ne-am bucurat de soare, am făcut fotosinteză pe balcon. Iar de Paștele românesc vom face la fel, deși nu mai sunt restricții, poate reușim să ajungem un pic la plajă peste zi. Și mulțumesc mult! Cu mare drag, cu mare drag! Mă bucur că a răsărit soarele în Portugalia, da, la să propriu. Vedem cum va fi, da, sperăm să reușim să menținem starea asta de bine. Eu am sentimentul că mult a fost și puțin a rămas. Nu știu de unde îmi vine acest feeling, dar așa simt și parcă îmi vine să spun tuturor, hai că mai putem puțin, hai că mai rezistăm puțin. Așa să fie pe ultima 100 de metri și să o parcurgem cu bine, să ieșim sănătoși și întregi din toată povestea asta. Îți mulțumesc din toată inima. Eu mulțumesc mult pentru invitație, pupici cu sclipici și mare, mare dor, și fetița mea a dorit să-ți transmită un pupic mare cu sclipici. Vorbești cu Mirela, mami? Ia uite-o, e acolo în spatele tău, am văzut-o da. La fereastră. Vă îmbrățișăm cu drag și din noi. Portugalia... Din Portugalia ne ducem în Franța, unde lucrurile nu stau chiar atât de roz, cum povestea Andreea că se întâmplă în Lisabona. Ne ducem la Paris, unde Oana Manole este acum în direct cu noi. Bună dimineața, Oana!
Bună dimineața! Și da, mi-ar plăcea ca lucrurile să fie ca și în Portugalia, dar nu stau la fel. Cum e situația în Paris în acest moment? Și la noi totul este închis. Este un pic delicată, pentru că de săptămâna asta au decis toate școlile să fie închise. Restaurantele și cinematografele, teatrele sunt închise de foarte mult timp. Și restricții, începând de la ora 19, nu avem voie să ieșim. Sunt controle foarte multe, deci să respectăm restricțiile în vigoare. Și dacă... Paștele Catolic, vorbim despre... Așa. Noi fiind ortodoxi, dar având prieteni catolici, le-am sărbătorit la distanță, prin FaceTime, din telefoane și la telefon, doar așa, față în față. Copiii merg la școală sau fac școală online sau sunt în vacanță? Au mers la școală până săptămâna asta. De săptămâna asta sunt online. Și apoi două săptămâni de vacanță. Ce ți-a fost cel mai greu în pandemie, Oana? Personal, nu mi-a fost nimic greu, pentru că eu tot timpul mă ocup cu ceva și nu mi-a fost niciodată să mă plictisesc sau nu. Pentru mine a fost ok și copiii mergând la școală nu s-au plictisit, au avut mereu contact cu ceilalți. Asta e un lucru foarte... Și atât, nu ne este frică de nimic. Și apoi plictiseala la noi nu există, avem tot timpul cât e ceva de făcut. Am luat o doză de optimism din Paris și ne întoarcem acasă. Mulțumesc, Oana, sărbători fericite. Cu plăcere. Mulțumim la fel. Ne ducem puțin mai în nord, ne ducem în Scoția și încercăm să ajungem și la Londra, să vedem cum stau lucrurile acolo pentru românii noștri dragi care trăiesc departe de casă. Sunteți la Antrenorul Părinților la Europa FM și astăzi mergem în călătorie să ne reconectăm cu oamenii dragi de aflați la distanțe foarte mari. Antrenorul părinților la Europa FM. V-am promis o excursie astăzi, nu e o zi oarecare, este o zi specială și v-am luat cu mine așa prin aproape toată Europa. Mi-am vizitat prietenii cu această ocazie și am aflat împreună cum trăiesc ei aceste vremuri. Și am fost la Copenhaga, de acolo ne-am dus puțin în Germania, am trecut prin Portugalia, prin Franța și închidem în Scoția periplul nostru la o fată foarte dragă mie, de care mi-este îngrozitor de dor și mie îmi tot povestește așa din când despre ce trăiesc românii scoțieni acolo, dar vreau să aflați și voi de data asta. Sunt cu Monica Findlay, prietena mea din Glasgow în acest moment. Te pup, Moni! Te pup, Mirela, te pup! Și îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să vorbești cu mine și ne-ai primit în atelierul tău. Cum e la voi? I-am întrebat și pe cei cu care am vorbit din celelalte țări. Care e situația restricțiilor în acest moment? În acest moment s-a dat drumul la soare, dacă vezi, asta e primul lucru. Aici noi suntem încă într-un lockdown. Au început să se mai relaxeze un pic restricțiile. De când sunteți în lockdown? Cred că din octombrie. Cred că din octombrie au început restricțiile, apoi foarte puțin s-a deschis înainte de Crăciun, câteva săptămâni, undeva înainte de Crăciun, decembrie, la începutul lui decembrie, dar imediat s-au închis tot. S-au închis magazinele, s-au închis școala, absolut tot. Se spunea la un moment dat că ne dau 3 zile la dispoziție de Crăciun să petrecem cu cei apropiați, dar n-au fost decât o zi, pentru că imediat pe 26, când de fapt e Boxing Day, când e ziua cea mai lungă de cumpărături, cu cel mai multe reduceri, atunci s-a închis, s-a decis cu 2 zile, cred că s-a anunțat înainte, că se închide. Și de atunci noi suntem în lockdown. Și de Revelion cum a fost? Romantic. Da, mi-am petrecut acasă cu John, cu cartofi prăjiți. Da, nu. N-ați avut voie să mergeți nicăieri? Nu. De Crăciun, chiar de pe 26 până în momentul ăsta. Dar zi-mi, cred că zi-mi, și mie,
Zi-mi și mie cum e să n-ai voie de niciun fel. Adică ar putea să găsești o portiță, să nu știu. S-a închis la non-stop. Așa. Te adaptezi. De ce respectă oamenii acolo? Respectă, da. Am mai auzit, auzi la știri, citești pe Facebook, pe ziarele locale. Da, sau aici adulții, adolescenții de fapt, nu prea au respectat. S-au mai adunat în casele oamenilor, poate au mai făcut o mini-petrecere, s-au mai adunat. Dar în mare, dacă aș generaliza, oamenii au respectat. Oamenii chiar au stat în casă, nu s-au înghesuit la magazine. Sunt amenzi, Monica? Da. Au fost amenzi, de exemplu, există o regulă de dat drumul să faci sport. Poți să faci sport. Nu ai voie să ieși din consiliul tău, din zona ta. Există aici, Glasgow e formată pe consiliu, cum e și în București, de exemplu, pe sectoare. Nu ai voie să te îndepărtezi de consiliul tău, nu ai voie să mergi mai mult de 5 mile, chiar și la cumpărături. Trebuie să cumperi local, să faci exercițiile fizice Să te organizezi în aria ta. Să te organizezi, da, și s-a întâmplat în momentul în care cineva a depășit cele 5.000 gândindu-se că merg la un parc sau merg undeva să urce pe munte, da. Au fost amenzi, cred că de 300 sau ceva de genul ăsta, 300 de lire de persoană, dacă nu mai mult, 500. Și cred că dacă cineva a încălcat și a fost prins, pentru că nu există poliție pentru fiecare om în parte, nu poți să controlezi, dar... Dar sunt polițiști care verifică, se plimbă, urmăresc? Da. Au fost, cred că mai mult s-au concentrat foarte mult pe problemele, știu eu, mai mari. Dar dacă au fost sesizați sau dacă făceau controle de rutină prin cartiere și auzeau muzică, se opreau. Și a existat și o toleranță înainte de amendă, cred că de avertizare. Avertiza pe cineva și de a dispersa grupurile. A fost foarte greu de respectat toate lucrurile astea? Acum se vede luminița de la capătul tunelului la noi și atunci... Dar și, nu știu, la noi nu se vede, dar eu am așa sentimentul, eu o văd. Da, și eu, de fiecare dată când vorbesc cu cineva, tot timpul la sfârșit spun, mai e puțin. Eu cred că văd luminița de la capătul tunelului tău, Monica. Da, o vezi prin mine, da. Cred că o văd și cred că ce a fost a trecut, sau cel puțin îmi impun ce-a fost mai greu. Și nu știu, cred că știi tu cum 2020, da, a fost greu, a fost frumos pentru mine, de exemplu, a fost frumos pentru oamenii de lângă mine, pentru că am fost plătiți la început, am avut soare, am putut să ne orientăm spre noi, spre lucrurile pe care noi pentru le-am avut. Pentru că statul v-a susținut și voi nu ați avut... Exact. Spaimele financiare exact. Pe care le-au ai noștri. Exact. Am putut să ne ocupăm și de hobby-uri și de tot felul de găteală, de curățenie în casă. Mă rog, a trecut, dar acum în ianuarie am resimțit cel mai greu că mi-e dor de oameni. Mi-e foarte dor de oameni, mi-e dor să-i văd, să petrec cu ei. De-abia acum vreo 10 zile... S-a dat legea că putem să ne vedem cu încă o singură persoană în curte, în aer liber. N-aveai voie atunci, să vină nimeni în curtea ta? Până acum nu. De acum poate să vină doar o singură persoană. În casă la tine? Persoană. Nu există, încă nu. N-a intrat nimeni în casa ta de nu. 10 Poștașo, luni? Pentru că Amazonul vine la ușă. Da, doar Amazonul a intrat la tine. Doar Amazonul, da. Ne-am salutat foarte prietenește în fiecare zi. Care e situația copiilor acolo? Merg la școală sau o fac online? Copiii au fost pe online până, cred că, la începutul lunii martie, după care au început clasele 1, 2 și 3 primare. Și de-abia de pe 16, cred, martie, au început și restul. Liceul încă face acum
trei zile online, două în școală. Și de-abia de pe 26 aprilie o să se înceapă, după vacanța de Paște, că până noi suntem în vacanța de Paște în momentul ăsta, o să înceapă școala regulat. Ce ți-a fost cel mai greu în perioada asta? Cel mai greu mi-a fost să mă reinventez. De fapt, mi-a fost și greu și ușor să mă reinventez, să-mi caut lucruri de făcut. Asta a fost. Pentru că n-aș putea să spun că am fost într-o poziție financiară foarte proastă, pentru că am putut să mă descurc, cum am spus, noi am fost în șomaj tehnic și am fost plătiți o perioadă, dar cred că lucrurile trebuia să ți le găsești, să-ți umpli ziua. Și cred că aici a fost un pic mai greu. În rest, din fericire, și aici în familia, de aici și de acasă, nu au fost cazuri de îmbolnăvire și atunci am trecut foarte ușor peste asta, să nu pot să mă gândesc cu grijă atât de mare. Să stai să te îngrijorezi, știi? Că fost, da, nu poți să faci nimic pentru ei. Am fost norocoasă din punctul ăsta de vedere, că n-am avut un stres în plus sau o suferință în plus. Dar cred că, știi tu cum s-a întâmplat în decembrie până și luna ianuarie, s-au îmbolnăvit foarte mulți aici și s-au îmbolnăvit legal, pentru că atunci a fost perioada în care s-a dat drumul. Și am scăpat, ne-am vaccinat unii dintre noi. Și ați înțeles în perioada aia că trebuie respectate regulile astea de distanțare? Sigur că ca da. Să se evite... Au venit atât de natural, la început erai foarte atent. Erai foarte atent la ce trebuie să faci, la cum trebuie să faci, pe ce să pui mâna, masca tot timpul. Acum lucrurile deja au devenit rutină, da. Ți-au devenit o a doua natură. Și ne-am obișnuit cu lucrul ăsta deocamdată. Nu știu ce o să facem, cred că să ne dezobișnuim. Că aici chiar mă gândeam astăzi că va trebui să fim foarte atenți, că e ca după un post în care nu mănânci deloc carne, pește, lactate și pe urmă te arunci dintr-o dată pe toate lucrurile care ți-au fost restricționate și te trezești cu probleme de bilă, de pancreas. De... Exact, exact. Și aici e la fel. Acum suntem în situația asta când la noi încep să se redeschidă lucrurile. Suntem acolo și nu știm încă ce să facem. Ești ultimul dintre prietenii dragi mie cu care am vrut să colind Europa în această emisiune și să știi că încheie emisiunea într-un ton foarte optimist și am sesizat la fiecare dintre cei cu care am vorbit că se vede un licăr de lumină și aveam tare mare nevoie să auzim asta de la voi. E acolo. La noi e Duminica Floriilor și aș vrea să-mi spui un nume de floare care îți vine în minte în momentul ăsta. Margareta, sora mea. Ce frumos! Pentru că întrebarea asta o să fie pe Antrenorul Părinților pe Facebook și eu am câteva cadouri. Roata Zurlii este aici și vreau să o dăruiesc celor care intră pe Antrenorul Părinților și scriu la comentarii un nume de floare și ce reprezintă persoana respectivă pentru voi. Am 5 premii pe care vi le dau în această emisiune. Monica, îți mulțumesc din toată inima. Cu mare drag și mi-e dor de tine. Și mie abia aștept să ne revedem și să ne strângem în brațe și să ne bucurăm și să povestim despre tot ce am înțeles în perioada asta și cât de mult am crescut din anumite puncte de vedere. Și vreau să-ți spun ceva, că aici sunt la studio și știi că ți-am făcut un tablou? Nu. Mi-ai spus la un moment dat că vrei să-mi faci un tablou. Vrei să fie o premieră, să-ți da, arăt tablou? Îl ai acolo? Da. Hai, e cadoul meu de Paște. Chiar nu aveam... Vai, ce frumos e! Un copac al vieții. Doamne, Monica. Asta e o pasiune pe care tu ți-ai descoperit-o în pandemie. Nu, a fost pre-pandemie, a fost cam cu un an jumate înainte. Am înțeles, dar ți-ai desăvârșit-o în pandemie. Da, da. Mulțumesc frumos, dar să știi că nu vreau să mi-l trimiți, vreau să mi-l aduci.
Așa o să fac. Da, vii cu el la aeroport și o să te recunosc după tablou când ești de acolo. Mulțumesc frumos, Moni. Te îmbrățișez. Cu mare drag. Vă pup pe toți. Am fost și în Scoția și încheiem aici călătoria noastră de astăzi. Este 25 aprilie, este sărbătoarea florilor. La mulți ani tuturor florilor care ne ascultă, la mulți ani tuturor copiilor care poartă acest nume. Și nu uitați că în seara asta de la ora 18 noi avem spectacol. Am reinventat spectacolul de data aceasta în online pentru că asta ne permit condițiile, dar vom duce sărbătoarea de pe scena Teatrului Lipscani în casele voastre, în orice colț al lumii v-ați afla. Iuti, prietenul la nevoie se cunoaște, este un spectacol despre prietenie și despre iertare și vă învățăm să faceți sărbătoare în casele voastre în seara asta de la ora 18. Eu sunt Mirela Retegan. Nu uitați că în spatele unui copil lumină e un părinte soare. Antrenorul părinților la Europa FM.